Cei doi tineri au spart vineri noaptea mai multe mașini din drobeta Turnu Severin. Acțiunea în partea de sud a orașului, în cartierul de case. Au furat în doar câteva ore mai multe baterii și radiatoare de la autoturisme. De unde l-ați luat? De pe stradă, din mașini. Când? Azi noapte. Azi noapte? Ce vreau să faceți cu ele? De la fier vechi. Unul dintre tineri doar ce a împlinit 18 ani. Ar fi trebuit să fie în ultimul an de liceu și să își dea bacalaureatul, dar a ales să abandoneze școala. Nu și-a găsit un loc de muncă, iar aceasta a fost ultima alternativă. Spune că a fost forțat de sărăcie să încalce legea. Radiatoarele și bateriile sustrase urmau să fie vândute la centrele de colectare a fierului vechi. Câți ani aveți? 18. 18. Ești la liceu, tu? Nu, am terminat. Nu, cel de 18. Nu mai sunt în școală. Ai terminat sau ai abandonat școala? Am abandonat. Cei doi tineri au sustras obiectele doar din mașinile care nu aveau alarmă. Au ales să lase fără radiatoare și baterii bătrânele daci. Și-au mărturisit faptele, iar acum polițiștii fac cercetări pentru a vedea dacă operau într-un grup infracțional sau singuri. Cele două persoane se află în cercetări la Biroul Investigații Criminale, urmând a fi dispuse măsurile legale. Ce pedeapsă riscă? Riscă o pedeapsă până la 12 ani. Sunt la prima abatere, nu? Da, sunt la prima abatere. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, iar acum urmează să fie redat proprietarilor.